confirmat doamna secretară, doamna doamnă, vă rog, dați vă însăbunat, am început. Da, mulțumesc. Așa, mulțumesc și eu, bărinte. Sunt așa. Am fost convocat în ședință ordinară, următoarea ordine de zi. Proiectul hotărâre privind desemnarea domnului contingentul Ionel, președinte de ședință pe luna mai. Proiectul hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității contractului de închiriere numărul 2553/2014, având ca obiect închirierea suprafeței de pașe 32,20 hectare, încheiată între comuna Dubutrotu și Dragan Costel. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității contractului de închiriere numărul 2647 din 28.05.2014, având ca obiect închirierea suprafeței de pașe pe 4 hectare, încheiată de comuna Dubutrotu și Dragan Costel. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității contractului de închiriere numărul 2579 din 15.05.2014, având ca obiect închirierea suprafeței de pașe de 8 hectare, încheiată de comuna Dubutrotu și Ungureanu Vina. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității contractului de închiriere numărul 2588 din 15.05.2014, având ca obiect închirierea suprafeței de pașe 2 hectare, încheiată între comuna Dubutrotu și Băcarul Mircea Ardian. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității contractului de închiriere numărul 2092 din 15.05.2014, având ca obiect închirierea suprafeței de pașe de 1.27 hectare, încheiată de comuna Dubutrotu și Cernia Mihai Andrei. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității contractului de închiriere numărul 2112 din 28.04.2017, având ca obiect închirierea suprafeței de pașe de care încheiată de comuna Dubutrotu și Ungureanu Monica. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității contractului de închiriere numărul 2567/14.05.2014, având ca obiect închirierea suprafeței de pașe de 8 hectare, încheiată de comuna Dubutrotu și David Antonel Adrian. Proiect de hotărâre privind acordarea semnului în bani cuantul de 8 euro cuplurilor care vor împlini 50 ani de căsătorie în anul 2019. Proiect de hotărâre privind aprobarea indexării în post proștatul de votare a terenului anului 2020. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servicii către SC Delgaz Grid TSA a unei suprafețe de teren de 526,4 metri pătrați, care aparține domeniului public al Comunei Dubutrotu, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a unui imobil aparținând domeniului privat al Comunei Dubutrotu, județul Bacău. În afară de aceste 12 puncte de ordinea de zi, ordinea de zi a fost implementată cu două proiecte de hotărâre, și anume, proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubritate pentru persoane juridice, de pe data unității administrative virtuale și teritoriale a Comunului pentru Provincia în anul 2019. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli pentru anul 2019 și urmarea bugetului de veniri și cheltuieli pentru anul 2020-2020. Vreau Comunului pentru Provincia. Toate aceste proiecte sunt inițiate pe domnul primar și un ultim punct de ordine de zi, raport de starea economică socială și de mică unitate în statul teritorial de anul 2018. Domnul consilier. Domnul președinte, la punctul 7 eu m-am subodesc pentru că este un conflict de interese fiind soția mea și suntem în parte. Același lucru și la cum de 5. Da, și la cum de 5. Deci, în această situație, ne aflăm mai mult consilie, după ce vă observ, pentru a lucru de acolo. 3. Nu-i 3, nu. Nu vorbesc din dreptul meu. Nu vorbesc din dreptul meu. Nu ați fost vorbitor de dreptul nostru. Supuneți spre aprobare ordinea de zi. Cine este de? Avem o, numai puțin, domnul președinte. Da, vorbim. Deci, dumneavoastră, vă rog frumos, dar nu cred că e nevoie, dar trebuie să spuneți cine sunt la vot, dar au o discuție. Înainte de a supune la vot ordinea de zi.
Deci, înainte de a supune la vot ordinea de zi, am să vă rog să ordinele care s-au suplimentat pe ordinea de zi pentru ședința de astăzi și, în speție, cele două, bugetul și modificarea taxelor, ședința care a avut loc luni, data de 15 aprilie, am discutat la domnul Corpoșadean Paul ca să vină frumos oamenii să putem discuta. Ori la proiectul de buget nu am avut timp suficient ca să discutăm și să stabilim exact problema bugetului. Unde vin? O parte din bani. Unde se duc? Exact. Deci asta am discutat de fiecare dată la buget. Așa că propun ca aceste două proiecte să fie scoase după ordinea de zi, să fie trecută pentru ședință ulterioară. Vă mulțumesc, domnule. Da, domnule. Doar la bugetul local. Aș vrea să menționez ca în ședința următoare, dacă se ajunge acolo, să țină cont de scrisoarea cadru bugetul local 2019 emis de Ministerul Finanțelor Publice. Pentru că acolo, în scrisoarea cadru, este specificat exact ce trebuie să se aducă la conștiință și cum trebuie făcut bugetul. Ca tare, deci trebuie ținut cont. Întotdeauna am spus, aici eu am legea 273, dacă vreți, vă spun exact, dacă nu se știe cum se votează și cum se aplică bugetul, ca tare, eu cred că este destul de bine ca să... E... Alte înscrie la cuvânt, dar eu vă ne-am zis. Deci, supunem la vot. Deci, supunem la vot pe ordinea de zi, care ne-a fost adus la cunoștință. A luat suplimentarea celor două proiecte. Fără suplimentarea celor două proiecte. Sunt în ședință. Vă spun. Vă rog, cine este adus? Abțineri? Împotrivă? Punem la vot comentarea celor două proiecte hotărâri de ordinea de zi. Cine este pentru? Pentru suplimentarea asta. Pentru bugetul. Deci 9 sunt pentru. Abțineri? Nu votăm abțineri. Abțineri? Dar cum spune legea, doamnă, dacă mă lăsați să iau cuvântul? Sfinte zile trebuie să se vede în bugetul. Cu asta Sfântul. Nu este baza veniturilor proprii, adică încep să citesc tot. Deci,
273. Da? Deci dacă citesc tot aici, aici se citcă și alte puncte. Prin care spune, trebuie dezbatere publică, trebuie adusă în cel mult 10 zile, deci în 5 zile, deci sunt mai multe criterii în 273, prin care trebuie adus la cunoștință și consilierilor, și cetățenilor publici la toți. Deci se face și dezbatere publică. Are dreptul să aducă asupra bugetului local, are dreptul să aducă modificări și un cetățean. Că votăm noi în Consiliu, când votăm, asta e altă treabă. Dar dezbaterea publică trebuie exista. Pe plâmba noi nu se face nimic. Luni ați venit în ședință și ați plecat. Dezbaterea publică? Domnul primar, dar asta mi-ați promis. Așa, 50 zile înainte. Nu ne-am încadrat. Dar ce nu v-ați încadrat? Nu ne-am încadrat. Domnul primar, nu ați să explici. Interesul meu este că domnul a putut dumneavoastră. La ce? Dacă dumneavoastră vreți ca să ducem până în mai, dar noi nu, noi nu am spus că nu vrem. Noi votăm bugetul. Dar trebuie să ni se aducă la cunoștință exact cum se cheltuie în mod justificativ banul public. Bun. Pentru că nu mi se pare corect ceea ce am discutat. Deci, noi să ajungem la o sumă. Am plecat de la un punct, cum a spus colegul meu, de la o sumă mică, am ajuns la o sumă uriașă, fac ce mi se pare inadmisibil, ca să cu acea diferență de bani să facem o nu știu ce. Dar un exemplu. Așa? O diferență enormă de bani, că putem face altceva. În speță, protoare, asfalt. Domnul, și asta mi se pare aberat. La ce vă referiți? Știți foarte bine la ce vă referiți. Nu știu. Eu mă de asta vă întreb, dacă știam, nu mai întrebam. La cămin? Dar la exact. Întotdeauna așa cu suma. De la bun început. S-a luat pe tranșe. Păi cum să fie la bun început, domnul Adrian? Cum să fie de la bun început așa? Când a fost foarte bine de la bun început așa? Deci am avut o... Vă spun imediat. Am avut... Deci, o sumă la cămin. Am avut o sumă la cămin. Și la proiectul 4, de la ședința din 28.3.2019, spune clar, așa. Deci, la proiectul, de hotărâre. Deci, o sumă care e 769.000 de lei. Deci, 7.690.000 și am ajuns la 14.000. Deci, așa e dublat. De ce? Eu vin cu mențiune. Așa. Acum, deci nu dezbatem lucrurile. Spune aici, în 2215. Dacă bugetul local nu poate fi adoptat după două ședințe consecutive, sau care vor avea loc la un interval de cel mult 7 zile, activitatea, nu vă spuneți dumneavoastră că nu puteți să plătiți, activitatea se va desfășura pe baza bugetului anual precedent până la adoptarea noului buget, dar nu mai târziu de 45 de zile de la data publicării legii bugetului de stat în monitorul oficial. Deci dumneavoastră ce argumentați că nu puteți să plătiți? Asta ca să duceți în eroare consiliere. Deci ce spune aici? Dumneavoastră puteți să vă desfășurați activitatea, așa spune legea, după bugetul anual precedent. Dacă era prins așa suma. Poftim? Dacă era prins suma. Da. Dacă era prins anul trecut, n-ai cum. Ce nu era prins? Dar până acum cum a funcționat, domnul? Da. Haideți să. Deci până acum cum a funcționat? Ședința ordinea de aprobată deocamdată pentru invitația care am avut. De către un proces verbal din ședința ordinară din 28.03. Dacă sunt intervenții, ceea ce privește procesul verbal al ședinței din 28 mai. Nu este nicio intervenție vis-a-vis de proces verbal al ședinței anterioare. Pentru pune la urmă, cine zice împotrivă mine. Pe ce trebuie în ordine de zi, credem? Proiect de hotărâre prin determinarea domnului consilier Lucian Ionel, președinte de ședință pentru luna mai. Cine este pentru? Abține de hotărâre. Ești pentru? Următorul proiect. N-am să mai dau o citire, din textul este acela, mai diferit nu. Trebuia înainte să începem cu așa. Domnul consilier care și-a anunțat conflictul de interes, domnul Ibreanu, pentru punctele
Conflict de punctul 7. La cadrul pentru 5, parcă? Da. Și ce aia? Ce aia? Da. Și un vreau de. Da. 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 O vreau vine la punctul 4. E cum la da? Da, la tine. Da. Păi da, e de la ce grad e? S-a la gradul 3. Păi da, aia vezi. S-a la gradul 4. Păi e. Păi aia trebuie să nu știu mi-e bine, nu? Deci, se află rog. Deci, vreau să se aprobă presupunerea durată de contract de închiriere 2055-13-05-2014 de domnul Drăgan Păstel, având ca obiect închirierea cu trasee de teren 432 de hectare, până la data de 31-12-2019. Cine este pentru? Domnul. Da, domnul. Domnul Drăgan Păstel, deci, sunt scrie la cum. Haideți, domnul. Deci, îmi vreau frumos să nu condiționați, da? Așa, nu vă credeți. Deci, la punctul acesta, domnul Drăgan Păstel a venit în ședința trecută, cum bine v-am zis, ca să mai închirieze suprafață de nu știu cât. Aici, în cererea dumneavoastră, spune clar, vă rog să binevoiți să vin închiriați pe o perioadă mai lungă, deoarece anul acesta doresc să accesez câteva proiecte de la APIA. Bun. Noi votăm acum, deci omul prin cererea asta, noi dacă aprobăm această cerere, să spunem conform aprobat, da? Deci, în această cerere, prelungirea va fi pentru toți, respectiv până pe data de 31-12, sau mă rog, 2019, anul acesta, nu? Se ia în discuție, domnul, am mai cerut câteva, o suprafață de nu știu câte hectare. Da, deci este o cerere, mai există o cerere a domnului Drăgan în care cere suprafața respectivă. În speță de domnului. 20. Ce mai dispune? Păi da, dar noi am discutat de ședința trecută. Păi da, dar domnul a explicat exact ce v-am zis mai înainte. Așa. Să înceapă procedura și o să fie anunțați toți respectorii, da? Deci nu face parte. Pentru da, renunț unilateral. Păi nu, înțelegerea între dumneavoastră o să fie, v-am zis că va fi acea ședință, se va discuta, dumneavoastră veți discuta cu dumneavoastră crescătorii, dacă vă înțelegeți, se face cu încredințare directă pe aceeași suprafață pe care ați avut-o, dar dacă sunt mai multe solicitări pe aceeași suprafață, se va face licitație. Doamna secretar, dacă a avut pe 5 ani de zile, în cei 5 ani de zile s-a achitat de sarcini vis-a-vis de plată, vis-a-vis de îmbunătățiri ce a avut la. Nu sunt motive ca să nu le putem. Ba da, sunt motivul, tocmai ăsta v-am spus că este aprobat amenajamentul și trebuie să intrăm la amenajament. Deci asta este o variantă de un an ca să nu urcăm. Poate să depunem pe oameni, poate să vedem ce este bani, dar de parcurs să regândesc situația. Mai trebuie și eu cu doamna secretar, dacă ține cont de legea 36 a Zocenii, de anul aprobată anul ăsta. În ianuarie,
Minim 4-5 ani. Pentru că este renunciere de contract. Deci eu noi aici am primit o donanță pe fizică. Acum trebuie aici la licitație, deci nu vorbim de zootehnie. Deci vorbim de ordonanța 34, care pe 2013, care stabilește acest angajament. Pășun și pași. Da. Sunt niște norme metodologice de aplicare a ordonanței de protecție. Proiectul hotărârii privind aprobarea prevenției valabilității contractului de închiriere 2647 din 28.05.2014 a avut obiect închirierea statului privitoare de 4 hectare din piață de bună agricultură și dar dan. Deci, termenul este aceea, nu mai vreau citit pentru fiecare dată, fiindcă nu merge. Cine este pentru? Sau dacă sunt interveni? Domnul Brean, da? Cine este pentru? De ce pot asta? Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității contractului de închiriere numărul 2579 din 15.05.2014, având obiect închirierea suprafețe de pași de 8 hectare încheiată de Comuna Pitucorul și Ungureanu Dina. Dați pentru scrieri la cuvânt. Cine este pentru? Abținere, împotrivă? Abținere. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității contractului de închiriere numărul 2588/15.05.2014, având ca obiect închirierea suprafeței de pași 2 hectare, încheiat între Comuna Târgu Frot și Vărcanul Ghesu Adrian. Scrieți la cuvânt. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității contractului de închiriere numărul 2592 din 15.05.2014, având ca obiect închirierea suprafeței de pași de 1,87 de hectare, încheiată pe Comuna Târgu Frot și Cernea Mihai Andrei. Scrieți la cuvânt. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității contractului de închiriere numărul 2112 din 28.04.2007 și având ca obiect închiriere suprafață de 46 hectare, chiar între Comuna Târgu Frot și Ungureanu Monica. Scrieți la cuvânt. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității contractului de închiriere numărul 2667/14.05.2014, având ca obiect închirierea suprafeței de pași 8 hectare, în cadrul de Comuna Târgu Frot, domnul Dan Antonian Adrian. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă. În continuare. Proiect de hotărâre ținând acordarea premiului de bani în cuantum de 800 de lei, cuplor care vor împlini 50 de ani de la decăsătorii în anul 2019. Înscrieri la cuvânt. Domnul Sărbunaru. Cineva? Oricând oricând. Propun un amendament la punctul acesta. Vrem să premiem și o persoană din satul Vișoara care împlinește anul acesta 100 de ani. Și am fost veteran de război, a luptat 5 ani în front și acum vrem să îi transmitem și noi mulțumirile și considerația noastră, dacă se poate aproba, suma de 1000 de lei.
Vreau să vă răspund. Deci nu fac, nu are legătură cu acest punct. Aici ați spus 50 de ani de căsătorie, acolo... Asta trebuie să da, deci un proiect de hotărâre. Da, noi vrem la ziua de înălțare să facem o festivitate. Dar mai e de Care este implicitatea bugetului? Puteți să aduceți în buget acest lucru. Deci dacă ne privim, nu putem să mai aducem după ședință rămâne și notăm și ne-am făcut. E vorba de Dragan Nicolae, da? Da, da. Deci, dacă mai sunt situații și știți, da, cetățenii care s-au aproape. Da. Mai jos, de când punești în vârsta de 24 decembrie. Da. Deci mai am. Da. Cum ar fi bomba asta? În momentul de față. Da. Dar cine este pentru? Domnul Moise. Împotriva atingerii. Următorul proiect de hotărâre, privind aprobarea indexării impozitelor taxelor locale aferente anului 2020. Trebuie la cuvânt, domnul Chiel, altcineva? Ultimul. Mulțumesc, domnul președinte. Cred că trebuie adusă doamna Angelica Placaș, chemată și de ședință de astăzi, să ne spune exact cu cât se mărește, ca să știm cetățenii acestei comune, cred că au tot dreptul exact cum să mărești. 4,6%, dar... Este indicele de inflație atât. Ăsta e conform codului fiscal, da. Deci, trebuie spus, doamnă, și vor fi majorate impozitul știi. Deci noi luăm un pachet întreg sau luăm doar de balca. Vor fi mai picălătiri, vor fi mai... Trebuie spus tot exact. Impozitul și taxe locale toate impozitele și taxele locale. Da. Și autobuzii, impunem de tot, da? Tot. Pentru că asta e impozitul fiscal, deci în fiecare an se aprobă pentru anul următor cu legele de inflație. Da, dar am rămas la același nivel de impozitare la anul precedent, din 2014. Deci nu știu ce trebuie. Cu indexat, da. Cu indexat, cu indexat. Atât a fost indicirea fiecare. Da, mai mult. Așa, da? Supunem la răspunde, cu pe altul. Abține. Împotrivă. Proiect de hotărâre privind acordarea cu tipul gratuit a dreptului de uz și servituri pentru TCE Delgaz Bucureștiul a unui frate de bilet de 527,4 metri pătrați, care aparțin domeniului public al Comunului Bucureștiul de Bucureștiul. Înțeleg la cuvântul. Domnul Păghinom. Domnul Teo Zubiu. Altceva? Poate, domnul. Da, eu atât am o întrebare. Noi vrem să dăm terenul ăsta către Delgaz Grid, dar cererea este făcută de către SECE ca atel proiect SRL. Nu înțeleg. E vreun contract, relație contractuală între SRL-ul ăsta și Delgaz, sau de ce cere unul pentru altul? Care e explicația acestui lucru? E proiectantul, e cel pentru... Așa a fost de fiecare dată, deci eu am atribuit proiectantul de zice în care a cerut. Deci să înțelegem că ăștia e o firmă care face proiectul pentru execuția extinderii direcției Delgaz. Mulțumesc. Eu vreau să vă întreb domnul Adrian Popescu. Deci să ne spune exact. Deci îi dăm această suprafață, bun. Îi dăm această suprafață cu titlul de, mă rog, închiriere. Da? Ce se va face pe această suprafață? Că există o dimărișoară. Ce este ceva de vezi pătrați? Ce va avea acolo? Ce se va construi practic? Stația de separare, stația de distribuție. Ce se va? Și când ne spună exact? Nu știu. N-am vrut să vă spun eu. Nu lucrez eu aici. Păi, s-a cerut, face parte din documentație. Bă, trebuie să o pună la dosar. Au, într-adevăr, stații transformatoare. Eu știu că este o rețeauă. Rețeauă. Și-a bazat în scârb. Și asta e suprafața. Deci, doamnă, vă rog, dacă îmi permiteți, și domnule,
Deci are legătură cu ce? Cu energia electrică sau cu distribuția gazelor sau cu gazele naturale? Spuneți clar cu ce are legătură. Deci legat de ce? De reamplasarea apa a stâlpi. În momentul în care scrie de arbitrare LA20. E clar. Ai energie electrică. Ok, da. Asta era nelămurirea. Mulțumesc. Gatul în Teușoar, articolul 2, până la finalizarea lucrării, terenul ocupat temporar, securată de execuție, va fi amuzos, la stare inițială de către criptantul. Cine este? Dar în expunere scrie aici, pentru ce? Un metru pătrat pentru stâlp. Da, da. De fapt, pământul din jurul stâlpului. Vă rog, vă rog, un pic 13. Domnul Dino, nu votați? Dar s-a votat. Votați. Următorul punct de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de descumpărare a unui imobil aparținând domeniului privat al Comunei de Bucur, județul Bacău. Înscrieți la punct, vă rog. Domnul Cel Vizu. Altceva? Ok, domnul. Deci, acel spațiu care dezmembrat. Deci, ce facem acum? Dezmembrăm parțial, că este vorba despre dispensar. La dispensar, nu vedeți? Așa, dispensar. Cum îl facem? Îl dezmembrăm parțial. Dar am fost acolo, nu? S-a fost o discuție de principiu. Exact cum s-a discutat așa. Deci, curtea respectivă, gardă la el, se va continua până în limita proprietății cu parohia romană catolică, da? Da. Așa, inițial am avut un proiect în care am dezmembrat doar o bucată, după discuțiile care am avut împreună, am zis, domnule, bine, hai să facem așa. Asta am zis, au avut o discuție pentru mărirea factării. Exact. Bun, dar le lăsăm o cale de acces și celor de la dispensat? Vreau să sudeze porțile. Nu trebuie să sudăm porțile, nu mai trebuie la asta. Am spus că lăsăm un mesel, ce sudăm lăsăm? Am spus că, exact, gardul nu va avea niciun cost, va continua exact cum este gardul la rezidență, până în cap. Deci au undeva la 2 metri chiar, după mai intrare. Alt intervenție? Și, aș vrea să mai puteți da. 2 secunde. Deci, în momentul în care începem, cum a spus și un coleg al nostru, în ședința de luni, bănuiesc că după ce se va face toată acțiunea asta, se și va asfalta acolo, adică să nu mai pune. Cred că va fi ceva acolo, nu? Sau ce se întâmplă? Dar tu știți de tot din că am discutat. Nu, dar de ce că cum brăduși? Trebuie să fac asta, trebuie să închidem, să facem o parcare cu lacă. Deci va fi centru trotușului. Domnul Sărmăret, cine am întâlnit acum? Dar e prima intervenție? Cine este pentru? Abțineri? Nu, împotrivă nu. În multe locuri care nu știu dacă și-au rostul acolo, putem să luăm frumos de acolo
Și am discutat doar în ședințele anterioare, ședințele trecute, deci că vom lua, vom aduce amendamente, vom face, vor avea o discuții, și așa cum a spus și domnul Adrian Păcoș, deci cu 10 zile înainte, că nu s-a întâmplat, nu o să revin acum chestia asta, este numele asta. Dar trebuie spus clar, domnule, de ce dăm suma aia? Pentru ce? Se justifică acea sumă care o dăm la, mă rog, nu știu, la, da, iau un exemplu, la construcția de drumul și podul. Să facem podul să rămână pe drumul, mă rog. Eu aș propune, deci eu aș propune ca să o ducem pentru altă ședință extraordinară, să credem pe comun acord, toți să fim, să vorbim aceeași limbă, toți consilieri, și abia după aceea se poate trece la tot. Vă mulțumesc. Domnule. Da. Eu prima dată aș vrea să citesc legea 273, ca să înțeleagă toți consilierii rolul. Ca atare, eu cred că nu s-a respectat structura bugetului prevăzut în scrisoarea cadrul care a fost transmisă de Ministerul Finanțelor. Și am să încep așa. Deci, legea 273 spune așa, articolul 39, alineatul 3. De baza veniturilor proprii și asumilor repartizate, ordonatorii principali de credite, în termen de 5 zile de la publicarea legii bugetului de stat autoritor oficial al României, parte 1, definitivează proiectul bugetului local care se publică în presa locală sau se afișează la sediul unității administrative teritoriale. Locuitorii unității administrative teritoriale pot depune contestații privind proiectul de buget în termen de 5 zile de la data publicării sau afișării acestuia. Acum, pe acest punct, îl întreb pe domnul primar. S-a publicat în presa locală sau s-a afișat la sediul unității? Sau pe site-ul primării? Și mergem mai departe. Da? S-a publicat? Da, avem. Deci aveți sau nu? Deci nu aveți. Nu s-a publicat. Bun. În 5 zile de la expirarea termenului de depunere a contestației, deci aliniatul 4, prevăzut la aliniatul 3, proiectul bugetului local însoțit de raportul ordonatorului principal de credite și de contestațiile depuse de locuitor, este supus aprobării autorităților deliberative. Păi dacă nu s-a pus și de unde să știe cetățeanul să facă o contestație? Eu ce să aprob după aia? Dacă nu se știe nimic. Trecem mai departe. Punctul 5. Autoritățile deliberative, în termen de maxim 10 zile de la data supunerii spre aprobare a proiectului de buget, potrivit aliniatului 4, se pronunță asupra contestațiilor. Deci noi, ca consilieri, trebuie să ne pronunțăm, să aprobăm sau nu contestațiile respective. Păi dacă nu s-a făcut, ce contestații să fie? Deci noi nu putem, ca atare, și adoptă proiectul, mergem în continuare, și adoptă proiectul bugetului local după ce acesta a fost votat, țineți cont aici, pe capitole, deci se votează bugetul pe capitole, sub capitole, titlul, articole, aliniate, după caz și pe anexe. Păi noi în bugetul local, eu nu știu dacă avem sub capitole, titlul, articole. Ce pot să fac aici? Ce să deduc? Aprobă în masă? Ca în alți ani? Domnilor, eu cred că bugetul trebuie mai întâi studiat, trebuie mai întâi văzut, mai aprofundat. Și după aia să venim, poate avem amendamente. Eu mă rup de un an de zile cu un amendament, adică cu o propunere către domnul primar. Știe foarte bine. Păi nu este prins. Domnilor, păi eu dacă nu am fost în știință, nu am avut timpul necesar de a pune, nu? Eu asta zic. Să luăm o hotărâre și conform legii să stabilim exact clar. Pentru că ne pripim, eu așa zic, ne pripim și avem timp suficient. Până pe data de 4, v-am și citit aici din 2015. Deci dacă nu aprobăm, asta nu înseamnă că nu poate să plătească sau să primăria să-și exercite sarcinile în continuare. Nu? Ok? Doamnă, eu am citit înainte, 215, ce spune. Deci în momentul în care puteți să mergeți pe legea din 2018. Iar scrisoarea cadru care trebuia să o faceți, dumneavoastră trebuia să stipulați acolo. Deci trebuia să puneți acolo prima dată.
rubrică 2017-2018, după aia 2019, după aia 2020-2021. Da? Deci noi trebuie să vedem și deci și înainte. Deci de acolo mă simt cignită. Deci în momentul ăsta eu mă simt cignită de dumneavoastră. Nu puteam să veniți și-mi dați lecții, că nu da, suntem... Nu vă dau lecții, eu îți spun părerea mea. Uitați, eu nu studiez numai legea și plătii venituri. Uitați tot dosarul ăsta, trebuie doamna, să... Doamna, eu mi-am spus părerea și eu mi-am expus părerea colegiilor. Și eu spun părerea. Ca dau să iei act de acest paragraf, de această părere. Și... pentru că dumneavoastră plecați acasă și dacă ceva nu merge, tot ce este rău cade asupra mea. Dacă ceva este bine, meritele... Eu l-am întrebat și domnul primar. Simplu. Știu. A fost spus? Nu, pentru pus. Că... Da? Nu... Deci a fost spus în... Nu, prima și asta are apărat de specialitate, sunt crezi. Eu iau bani pentru asta. Doamne. Și eu vreau să justific salariul meu. Deci păi, bine. Atunci, de câte ori v-am spus că trebuia să-mi aduceți execuția bugetară, trebuia să-mi aduceți la termen, nu s-a adus. A fost respins și nu s-a adus înapoi în discuție. Deci noi până acum... Păi mai aveți timp să vă gândiți? Asupra... Dumneavoastră vă înțelegeți un lucru. Până acum s-au făcut cheltuieli, da? Deci nu s-a mers până acum că nu s-a făcut în luna întâia, a doua și a treia. S-au făcut cheltuieli. Păi tocmai, păi, trebuie să ținem cont. Păi s-au făcut cheltuieli, dar nu s-a venit la noi, domnule, cheltuielile care s-au făcut. Uitați, acum intră în bugetul local, voi aprobați și cheltuielile care le-am făcut până astea acum. Astea le știți, domnul Vreanu. Păi eu nu știu. Eu asta vă spun, că eu nu știu cheltuielile care s-au făcut de tine. Evident. Nu vreau să ies cu nimic, dar eu spun, eu atâta ies în față la colegii mei și le-am spus și motivul de buget. A, da, eu nu că ies în nimic. Mulțumim, domnule, am înțeles. Deci ăsta este că... Domnul mai puși. Vreau să mă deci eu propun ca în acest buget să ținem cont și să aprobăm o sumă pentru reabilitarea monumentului de la Tâta care datează din anul 1916. Și să-i facem o reabilitare, că e mai mare rușinea să stea acolo. Noi care s-a desfătat, un an de zile, acolo la noi. Vă rog. Pot să aduce amendare sau ce vă vreau, da? Ați vorbit. Da, neapărat trebuie să ținem cont și alocat niște bani. Din banii care avem la culte, o să chiar mai reședim. Păi, chiar că, ideea este că eu am vrut să-mi prezint deviz pentru lucrarea respectivă și ajunge la o sumă de 50.000 de lei. A doua problemă, care nu știu dacă se poate ține cont și să facem ceva anul ăsta și din bugetul local, este asfaltarea străzilor. Mașinile s-au înmulțit, cred că eu vorbesc de satul Tuta, că sunt mai în temă. Acolo cred că există cel puțin 1.500 de mașini, cu toate de la firme adunate și toate. Degeaba venim. A fost ieri, a fost interdicție bună, s-a luat imediat drumul, a venit un pic de ploaie, trec sute de mașini, se refac la rog de ori. Haideți să facem un efort, măcar străzile principale, cele mai... Pentru că pe oricine sat, asfaltul interesează. O să-i spui de orice asfalt, adică s-a săturat lumea. Cred că plouă sunt găurile, pe urmă începe praful la infernal, dacă e insuportabil. Având în vedere că, să zicem, fiecare mașină plătește în jur de 200-300 de lei pe an impozit, trebuie să facem un efort și să începem să facem din resurse proprii, dacă se poate. Eu am putut. Nu vom putea acoperi tot. Măcar o parte, unde e mai stridentă, prea mai urgentă, pardon. Da. Avem în plan tot felul de programe de dezvoltare și așa mai departe. Va apărea, cum am înțeles, un fond de ajutorare și din partea. Da, merge greu documentarea. Dar, da, avem toată comuna, nu numai... Nu, eu am vorbit bine din partea asta. Am înțeles. E dar consider și cunoaște foarte bine, doamne. Da, da, da. Mai este cineva? Și eu vreau să mai punctez, deja ați văzut și în adresa de la finanțele, veniturile noastre proprii sunt 1052, da? 1000 lei. Și dacă vă uitați la asigurări și asistență specială, cheltuielile sunt 1268. Deci veniturile proprii nu acoperă nici măcar indemnizații și salarii la asociatori. Deci nu mai... Deci vorbim de bugetul dintre alea să le facem, să punem peste tot atunci când sunt bani, de nu știu cum să-i mai pui. Dar în condițiile astea, vă spun, salariul la primărie, la
angajați până în august. Ca să pot acoperi cheltuieli pe canalizare, unde avem cofinanțare, pentru că ieri s-a dus la ISC, iau ordine de începere pentru cămin. Primul lucru a fost copii după ordine de plată, ca să pot ipotizați. Am trimis ordine de plată, l-a văzut și a dat drumul la copii. Așa că salariul meu poate să mai aștepte o lună, asta e, dacă vreau, dacă nu. Dar ISC-ul îți spune că te livrați sau medii, sau altul și treci înapoi. Și nu mai vedem. V-a spus, răspunderea este a noastră. Noi rămânem aici, după ce am ieșit de aici, apoi întreagă. Și trebuie să ne asumăm ceea ce facem. Nu e super. Să știți că nu e ușor deloc. Da, mai stăm din nevoie. Importanță, că nu este ușor. Bună, vă rog. Cantitatea de gunoi generată de fiecare muncitor, de fiecare mașină, de fiecare firmă. De... Mi se pune nouă în spate o datorie, băi, stabilește taxa de nu știu care și pățim cum am pățit și cu gunoiul de la persoanele fizice, să vin cu niște motivații, cu niște tarife și ne trezim că avem prețuri triple. Aici, cum poți să îi pui domnului Moise sau domnului X, care are firmă, că să ia de el 15 lei pentru 10 persoane, iar ăla care are 500 de angajați, să dea o sumă fixă? Care-i domeniul de activitate, să spunem că e textil, și ăia acolo au o grămadă de hârtii și de resturi și de nu știu ce, iar domnul din construcții pleacă și construiește la vas lui. Adică, eu cred, ca să trebuie firma asta de salubritate, măcar să vină cu un tabel, cu ceva, cu un model de socoteală, de calcul, de la tonă, la... Eu cred că atunci ar trebui
să putem să, cu toate nu mi se pare firesc, între două societăți comerciale să intervină Consiliul Local. Chiar nu mi se pare firesc. De ce să-și ia Consiliul Local obligația să aduni banii, să s-o plătească nu știu ce sumă pentru nu știu câți apărere. Mulțumesc. Da, din păcate, facturile ne împovărează. Da. Și le dau dreptate la un moment dat, într-adevăr, producem gunoi. Nu, știu de gunoi și atriplat. Deci suntem generatori, așa este. Acum e factura 360-365. Nu știu, deci am studiat pe toate părțile posibile și imposibile. Eu, varianta asta, am găsit una de mijloc, o soluție. V-am spus, am avut și discuții cu câțiva agenți. Și din MEG 1.10 și din 11.20 mai departe. Putem amâna, putem veni dumneavoastră cu o soluție? Nu zic nu. Dar nu? E clar, trebuie pus în reprezentante al nostru să zbătăm de societate, că produce aproximativ făcut și la stat conform. Faci un studiu. Putem să ne amintăm așa ceva. Să dăm un post. Domnul președinte, eu propun amânare. Că sunt de tot de chestii cu amânare. Cel mai bine. Da. Da, da, da. Cu vorba votului, da. Da, o găsit în altă care. Deci cine este pentru? Pentru cine? Pentru acest taxi. Da, o să dați prezentată în proiectul hotărâri. Abține. Azi votăm, domnul Sopan. Abține, domnul. Ce sunt abține? Da, am votul eu. Da, o da. Da, 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 Vom găsi o soluție. Care soluție dacă este la culte și religii cu anii? 3 miliarde și jumătate. Ne-am spus la rectificare de buget, când ajungem la rectificare, o să facem tot posibilul ca să facem Droița. A trecut anul trecut și s-a terminat filmul. Punem acolo și am pus o coroană cât a fost ziua eroilor. Coroana aia stă lângă garbul ăla care... Cine a dus coroana, domnul? Eu am spus. Păi și dacă ați spus, de ce nu ați luat atitudine, de ce am ținut soluționarea atunci? Păi, haideți să facem lucrurile acolo, să-ți fie plată. Domnul președinte, vreau să, legat de aceste monumente și Troițe, cum ziceți, cred că o să fie o Troiță, eu vreau să zic că și în celelalte sate s-a contribuit și cu cetățenii. Deci, și în cazul nostru, de exemplu, Șabișoara, Târgu Trotului, deci au contribuit să facem lucruri și sânge. Noi nu trebuie și noi, dar nu este măsura potențială financiar decât să ajunge proiectul. Nu, dar să facem un lucru și sânge. Nu neapărat, vă rog frumos. Mai este, avem un punct de vedere. Asta am zis că... Da. Deci a fost, ca ce a trebuit domnul primar, pe din starea economică, socială de mediu la Universitatea Administrativ Teritoriale, 2018. Asta e materiale, să vă materiale, nu? Așa, dacă vă discuție, nu mai este. Atunci, hotărârea de fapt să ne la hotărâri din domeniul care să se prezintă în cheia este și hotărârea să stabilim. Vă rog frumos, doamna Dicic. Hotărârea privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici cu finanțări proiecte, hotărârea privind asocierea sau cooperarea cu alte autorități publice, hotărârea privind patrimoniul și alte hotărâri. Astfel, în 2019, deci primarul Comitului Gătoș a emis un număr de 221 dispoziții care au fost comunicate pe drepturi de drepturi de maxim de 5 zile lucrătoare de la asemnarea lor și a dus la conștiință publică prin afișare la sezul primului zi. Dispozițiile pe care trei individuale au fost transmise persoanele și mișcau acolo. Activitatea în domeniul relațiilor publice are ca fundament promovarea imaginii instituției respectiv a conducerii sale și privește, în primul rând, implementarea în cadrul opiniei publice a politicilor
și strategiilor instituționale, economică, localizării. Dacă aveți întrebări sau completări, ca și învățământ pe școală, pe Târgu Drojuș avem 117 elevi primari, pe Duta 146, total de 263. Așa, la gimnaziu avem 104 pe Târgu Drojuș, 110 pe Tuta, în total de 214. Profesor, învățător, personal auxiliar, la fel, educator. În anul 2019 a absolvit un număr de 55 de elevi, 50 de elevi au urmat primul de învățământ, din satul Stat 24 și din satul Drojuș 29. Așa, în sănătate, avem total pacienți, copii sub un an, pacienți cronici, dacă ați văzut. Să înțeleg că este un raport de activitate de anual, care nu mai pot face al primarului. Da, da, da. E bine că ați spus numai cursurile, dar mie se vede cam... Veniți dumneavoastră cu cursurile. Da, da, da. Se știe foarte bine. Impozite și taxe, ai scris aici. Pentru recuperarea distanțelor au fost întocmite și transmise în știință pe toate. Cum s-a făcut? Da, s-a trebuit să știm să nu. Aici puteam spune foarte clar. Sunt un număr de restanțieri la bugetul pentru deputat, atât, atât, atât. Calea nu a trebuit. Adică trebuie scris aici. Cum s-au făcut în științele? Am scris în poștă. Cum se fac? În științele de plan. Legea și poștă. Săptămâna se scris 10 de înspunță. Și noi nu suntem absolvit cu nicio lege ca să mă uitează că respectivii să-și puteați să ne datorie și așa mă uitați. Despre apă vă spune despre Erica. Apa care? Apa din Bula. Aia este datorie, nu mai este datorie. Da, de la 4 miliarde și ceva s-a recuperat și mai sunt datorii vreo 20 de milioane, vreo 200 de milioane în bani vechi. De ce vin? Deci atât acestea am plus. Da. Asta dar nu ne-am dăudat acum că am respirat la familia. Eu vorbesc cu domnul știință, este locul privat. Iar eu vreau să duc. Asta înseamnă beneficiului aparatului detectorului de minciuni care l-ați adus. Da. Cine? Deci asta înseamnă. Cine? Păi ăsta ar trebui funcționat, cred că pus și aici, la un consiliu. Aparatul ăla de minciuni. După ce te piază ceva și aici. După ce s-a făcut... După ce s-a făcut recepția drumului DG 113 la de la Tudar, s-a trecut în, la drumul de ștețene? Deci încă nu l-au luat, da? Nu. Ok. Trecem la punctile. Avem și programul ăsta. Da. Adică, sigur, vreau să o precizez când apucăm de treabă. Avem crucea de pe ziua domnul primar. Avem mai arde câteva bec. S-au luat cablul. Da, avem cablul, trebuie cablul. Facem cablul. Dacă cablul este soluția, cine a avut? Nu, eu voiam să zic că... Acolo trebuie cumpărate niște reflectoare, cum este acolo. La Cucidanele, care de la Cucidanele, deci după aceea... Să duc la viitoare astea? Vă place la viitoare astea? Adică să vezi la dumneavoastră? Tot cu capul, da. Să vă știți că pe trei un curs. Am cumpărat fotonii, l-am mai... Vom schimba tot ce înseamnă pe... Punem în LED, pentru că nu o scoată păcătoase legurile. Astăzi trebuia să ne apucăm, dar dacă a venit ploaia, dar se oprește bine, chemăm echipa și va veni furtul LED cum este la aici. Pentru astăzi era da. Echipa? Avem. Bun. Către Consiliul Local Locul Mai Drăguț Drojuș. Subsemnat cu Sfânta Nicolae, domiciliat în satul Vieșoara, Comuna Târgu Drojuș, Consiliul Local în cazul luat de Târgu Drojuș, vă aduc la cunoștință că
din cauze personale, demisionez din funcția de consilier, începând cu data de 16.04.2019. De asemenea, cu această ocazie, țin să informez organizația PSD totuși că mă retrag și din rândul membrilor acestei organizații. Vă urez succes în activitatea dumneavoastră și înțelegere întregului aparat de către mai avem o cerere, o adresă, am mai avut-o, cred că și în trecut, către o adresă comandă cu totuși, prin prezentă vă aducem la cunoștință faptul că în perioada 2010-2019 Serviciul Voluntar de Stație de Urgență la Vlașul de Gorla a fost apelat să intervină în sprijin la incendie în comuna dumneavoastră la solicitarea Inspectoratului Județean pentru situații de urgență Constantin Enebacu. Având în vedere faptul că la nivelul Serviciului Voluntar pentru situații de urgență la Vlașul de Gorla, cheltuielile pentru întreținerea autospecialului și a garajului au crescut, avem rugămintea de a analiza și aproba modelul convenției de intervenție în situații de urgență pe care îl înaintăm alăturat. Dar trebuie să ne mai avut adresă din astea, în partea lor, în care ne s-a cerut un sprijin bănesc, da, pentru a interveni. Pentru că, într-adevăr, în momentul în care se sună de la ISU, vin și dân și de la primul bun. Așa, în conducerea primăriei orașului de bun, am folosit acest trește pentru a avansa întreaga sa disponibilitate și dorință de colaborare cu instituția pe care o reprezentați. Așa. Și aici avem un cont. Da. Nu s-a
Declar închis lucrările ședințe de azi. Mulțumesc!